Cum e într-un timp atât de scurt să te recunoască toată lumea și să nu-ți mai aparține propria viață până la urmă? Pe oriunde mergi, toată lumea te recunoaște, toată lumea vine la poze. Ce zic prietenii, ce zic familiile, ce zic necunoscuții, ce zic dușmanii? Da, nu este ușor. Trebuie să recunosc că nu este ușor. Lasă să vezi și tu cum e, așa? Da. Să știi că chiar am emoții de fiecare dată când mă oprește cineva pe stradă să ne facem poze. Eu mă uit așa la ei. De ce vreți să vă faceți poze cu mine? Că m-am apărut doar la televizor, adică nu sunt ceva mega star. Dar în rest... Ai primit ceva propuneri decente de la bărbați în ultima perioadă? Îți dai seama. Adică, măi, te-am văzut, știi, mie îmi spun toți, vai ce frumos cânti, poți să-mi cânti ceva? Ție s-ar putea să spună, vai ce frumos faci dragoste, nu vrei să ne vedem de seară? Vrem și eu, nu știu. Nu știu dacă pot să zic că am primit aceste propuneri doar... Măi, zi tu, Robert, ești, tu ești mai de-al meu, zi tu. Noi am primit câteva indecente, dar nu de la partea feminină. Am primit de la cealaltă. Auzi, da, să știi că am primit și eu de la două persoane. Și nu i-ai trimis după semințe să cumpere? I-am trimis după, la fabrica de semințe am trimis. Da? Nu, nu, de obicei nu le răspund că nu e bine să le dai apă la moară, știi? Dar au fost, sunt întotdeauna. Sunt și propuneri indecente, dar nu cu sume. Și de la femei, dar mai mult de la bărbați. Bărbații vor să ofere bani. Dar n-am întrebat de cap. Spar bani ăștia. Eu știu cu ce să mănâncă. Băi, razna. La Eurovision încoace s-a nenorocit. Cu cine? Cu Concita? Nu, păi, dar eu după ce am prăvut la Eurovision am primit numai propuneri de la bărbați. S-a terminat. Doamne, da, eu plec din emisiune. Pepe, stai jos, așa. Pepe. Deci dacă mai continuăm așa, tu simt nevoia să mă destăinui și nu pot. Ai și tu câteva. Am și eu câteva propuneri, dar până una alta mai am.